Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale se pregătește să lanseze în această toamnă mai multe linii de finanțare cu fonduri europene. Însă lucrurile nu se opresc aici. Potrivit șefului MEADR, Florin Barbu, pe parcursul următorilor 2 ani vor fi lansate toate liniile de finanțare din Planul Național Strategic, care însumează 5,6 miliarde de euro. Ministrul Agriculturii susține că acesta este și unul dintre motivele pentru care vrea să reorganizeze ministerul și instituțiile din subordine, astfel încât fermierii să nu fie nevoiți să meargă la mai multe instituții să-și ia documentele necesare. Pentru noile linii de finanțare, fermierii români au obligația să aducă documentele pentru accesarea fondurilor europene. Acele acte nu trebuie să le mai ia de la 6 instituții, ci de la o singură instituție, în speță Direcția Agricolă. Nu vorbim de plăți directe, ci de proiecte pentru investiții, a precizat Florin Barbu într-un interviu acordat pentru Digi24. Liniile de finanțare cu fonduri europene, care vor fi lansate pe parcursul lunilor octombrie și noiembrie, sunt următoarele: DR15 investiții în exploatații pomicole, DR20 investiții în sectorul zootehnic, DR22 investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole, DR25 modernizarea infrastructurii de irigații, DR26 înființarea sistemelor de irigații, DR27 crearea sau modernizarea infrastructurii de acces agricolă, DR28, crearea sau modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural, DR30, sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri.